Responsabilizare financiară de la 11 ani. Copiii de clasa a 5-a de la o școală clujană au învățat timp de o săptămână în cadrul programului Școala Altfel cum să își gestioneze cât mai bine banii. Ideea i-a venit unei profesoare de sport. Este o educație financiară timpurie. Ieri am fost la o companie care a fost foarte drăguță și ne-a primit, ne-a prezentat toată structura a ceea ce înseamnă să fii angajat, cum îți depui un CV, o scrisoare de intenție. Li s-au pus întrebări, am fost foarte plăcut surprinsă să văd că ei știu să răspundă. Exercițiul final a constat într-un test. Copiii au pornit într-o excursie unde trebuie să fie foarte atenți cu banii, fiindcă au un buget prestabilit. Astăzi mergem în excursie, vom urmări cum ne cheltuim banii, cum ne gestionăm bănuții pe care ne-au dat părinții și probabil pe când ne întoarcem în activitățile din școală să vedem dacă avem și eficiență pe ceea ce am discutat. Avem un buget de 50 de lei, asta însemnând că ne mai cumpărăm câte ceva și restul sunt destinați pentru intrări. Trebuie să-și noteze, trebuie să facă niște calcule. Îi urmărim și ne dorim ca din tot ce am discutat săptămâna asta să vedem rezultate. Mie mi s-au părut extrem de utile ca să învățăm să ne economisim banii când vom crește, că mă gândesc și eu că nu e așa ușor să-i obțin. Ce ai învățat? Că nu trebuie să ne dăm banii pe chestii care nu sunt utile absolut deloc, de pildă slime, fidget spinner și din alea. Și în rest că dacă vrem să facem o afacere, trebuie să ne gândim despre investiții și profit. Mi s-au părut foarte interesante și cred că o să ne ajute în viitor. Depinde și de ce vrem să facem. Cum crezi că o să-ți gestionezi banii astăzi în excursie? O să-i folosesc pe intrări și pe depinde de apă, cât mai am în rucsac și pe gustări. Mi se pare un pic cam greu, că de fiecare dată trebuie să scoți niște bănuți, să mai faci ceva cu ei. Excursia a avut loc pe ruta Cluj-Napoca, Sighișoara, Târgu Mureș, unde copiii au pus în practică tot ce au învățat despre responsabilitatea financiară și gestionarea banilor. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educație financiară. Indicatorul care măsoară această componentă este de 21% în țara noastră, în timp ce în Bulgaria acesta este de 35%, iar în alte țări din vestul Europei este de 54%.